Ion Luca Caragiale. Întârziere. Universul, 1900. M-am suit la Sinaia în trenul 14. Acceleratul care pleacă la ora 6 și 8 minute spre a ajunge în București la 9 și 10. Am găsit, din norocire, un vagon de clasa a doua la coada trenului. E adevărat că vagonul din urmă al unui tren se clatină mai mult. În schimb însă, nu e priveliște mai plăcută într-o călătorie cu drumul de fier decât la fereastra din spatele trenului, lucru de care un amator se poate bucura foarte rar, fiindcă orice tren trebuie să aibă la coadă un frânar de siguranță și puține vagoane de călători sunt prevăzute cu frână de mână. Trenul a plecat din Sinaia la ora regulată și a ținut strict mersul reglementar până la Ploiești. Am putut dar să mă bucur de o minunată priveliște. Valea Prahovei desfășurându-se în fuga spre miază noapte, pe măsură ce trenul gonea spre miază zi. De la Ploiești, trenul de predeal, ca să apuce spre București, schimbă frontul. Și ca și cum ar vrea să se întoarcă înapoi, locomotiva se pune acolo unde, până aici, era coada trenului. Am voit să găsesc un alt vagon la capătul celălalt, care acum rămăsese coadă. N-am mai avut noroc. Cea din urmă trăsură era un furgon de bagaje. M-am resemnat și m-am suit în același vagon în care gustasem destulă plăcere. Și am făcut bine. Vagonul nemai fiind în coadă, frânarul de siguranță îl părăsise, iar locul de la pavilionul de observație, unde e frâna, era acum gol. M-am suit acolo și am putut vedea, pe deasupra vagonului înaintaș și al locomotivei, linia îndepărtare. Am pornit regular din Ploiești la 8 și 8 și, menținând mersul reglementar, am intrat în stația Periș exact la 8 și 38. Trecând de la semnal spre stație, trenul și-a micșorat foarte simțitor viteza și în fața gării s-a oprit. Cui e obișnuit cu mersul trenurilor, o oprire în afară de cele prevăzute la itinerar îi dă de gândit. Știu că trenul 14 nu se oprește la Periș. Mi-am închipuit numai decât că un personaj important vrea să se urce de acolo. Dar trenul stă și mi se pare că auz pe peron glasuri alarmate. Nu-mi închipuiesc ce poate fi. În orice caz, pentru trenul nostru, cum linia este dublă până în gara de nord și cum nu s-a oprit brusc, vreo primejdie nu-i probabilă. Mă uit de la locul meu înainte. S-a cam înoptat și nu se prea vede departe, dar semnalul luminos de la ieșire către București se vede închis. E lumină roșie. Mă cobor din vagon și, împreună cu mine și alți pasageri, întrebăm pe impiegații de mișcare și aflăm cauza opririi trenului nostru. La ieșirea din Bufta, stația următoare, a deraiat un tren de marfă, care trecea de la București spre Ploiești. Astfel și linia noastră e închisă. Telegraful și telefonul lucrează între Bufta și Periș. Personalul mișcării mișună cu multă febrilitate. În sfârșit aflăm care sunt dispozițiile luate de inspecția respectivă. Trenul nostru așteaptă aici, în Periș, trenul 122, care, venind din Moldova pe urma noastră, va ajunge aici la 9:20. Pasagerii din ambele trenuri se vor sui într-unul singur. Acesta va porni spre Bufta, se va opri la locul catastrofei și vom transborda. Toate trenurile de la București se opresc în Bufta, ca să se întoarcă înapoi cu călătorii spre București, iar trenul nostru se va întoarce înapoi cu pasagerii de la trenurile spre Moldova și Brăila-Galați. Aproape un ceas trebuie să așteptăm trenul 122. Pe când toată lumea se plimbă pe peron la răcoarea splendidei seri de vară, o cucoană scoate capul dintr-un vagon și strigă către cine nu se poate ști: "Ce dracu, domnule, mult o să mai stăm aici?" Apoi, cu multă indignare: "Ce dobitocie!" Personalul mișcării n-are vreme să răspunză cucoanei. Mă sui în vagonul unde se află acea damă și, după ce o salut frumos, încep să-i explic
toată împrejurarea. Cum a deraiat trenul de marfă, cum trebuie să se unească trenul 14 cu 122, cum o să transbordăm și celelalte. Să fie ai dracului, zice Cucoana foarte supărată. Cine e Cuconiță? Întreb eu. Dumnealor de la drumul de fier. De ce nu bagă de seamă? Ei, zic eu, nu se poate fără câte una de asta. Dacă e odată drum de fier, pentru că sunt dobitoci. Și cât o să întârziem? Apoi, zic eu, cu manopera de aici, cu transbordarea de la Bufta, poate să întârziem vreo 2 ceasuri. 2 ceasuri! Firarai dracului, care va să zică, atunci când ajungem în București? Era să ajungem la 9:10 și acum... Și acum? Acum o să ajungem pe la 11 trecute. Ce dobitocie! Și dacă îmi dați voie, Cuconiță, de unde veniți dumneavoastră? De la Vălenii de Munte. Mă recomand, Madame Sevastița Stănescu, născută Vasilescu. Sunteți din capitală? Da, sunt măritată la Văleni, dar viu des la București. Am părinți. Noi suntem din București. Dacă cunoști dumneata pe domnul Cristache... Nu, zic. N-am onoarea. Domnul Cristache Vasilescu. Casele alea frumoase din Popachițu. Tata. N-am onoarea. Și mergeți la București în plimbare? Nu. Merg la dandist. Am un dinte... Bine, frate, cât o să mai stăm aici, că m-am plictisit, firarai dracului. Iată, zic eu, sosește trenul de Moldova. Acum numai să se aranjeze cu al nostru și plecăm. Ce dobitocie! După fel de fel de mișcări, care durează încă aproape un ceas, iată că plecăm încetinel. Poda proste, zice Cucoana. E o damă de vreo 30 de ani, foarte frumușică și bine făcută, afară de mâini, care poate n-ar strica să fie mai micșoare. Și dacă trebuie să judec după botine, și despre picioare aș îndrăzni să zic același lucru. E destul de chic îmbrăcată. Un corsaj de mătăsică roșie, fustă de mătase neagră și o pălăriuță de mult gust. Ce încet umblă, firarai dracului! Pe semne vă supără dintele, de aceea vă grăbiți. A, nu mă supără, dar să-și bată joc de pasageri așa. Uite ce încet umblă! Asta e mare dobitocie! Am ajuns. Toți pasagerii ne dăm jos. Un hamal ia bagajul Cucoanei. Eu o ajut să se dea jos. E o priveliște destul de interesantă la locul catastrofei. Mormanul acela fantastic la lumina torțelor, activitatea personalului tehnic pentru curățirea liniei de cadavrele îngrozitor de mutilate ale vagoanelor și restabilirea ei, forfoteala aceea, mișcările febrile ale luminilor de deosebite culori, toate astea fac un minunat efect pitoresc. Întorcând ochii de la atâta lumini, din partea dreaptă spre stânga, pe poteca mai puțin luminată pe unde trecem ca să ajungem dincolo, la trenul de transbordare, văd că am pierdut pe Cucoana. Îmi pare rău, însă nu multă vreme, fiindcă, deodată, o aud la câțiva pași înaintea mea. Firați ai dracului să fiți! Se împiedicase Cucoana în jurubița de sârme de pe marginea liniei și căzuse. Am alergat și am ajutat-o să se ridice. Firarai dracului să fie! Plecăm spre București. Linia e liberă de acum. Ah, sfântă lipsă a obstacolelor! De acum, zic, conița mea, într-o jumătate de ceas, suntem în gara de nord. Câte ceasuri să fie? 11:25. 11:25! Firarai dracului! La 12:05 suntem în capitală. Ce dobitocie! Într-adevăr, la ceasul spus coborâm. Cucoana se repede jos trăcuind și împingând pe hamal să meargă mai iute. Eu, după dumnea ei. Pe peron o întâmpină un tânăr și frumos ofițer de călăraș, care o primește cu efuziune în brațe. Într-o clipă, perechea trece pe ușa de ieșire, se suie într-o trăsură și... Mână de grabă, birjar! Așa, zic eu. Am înțeles. Bun dandist are Cucoana.
mă sui și eu într-o birjă. Mi-e foame. Birturile sunt închise acum, merg la o berărie să mănânc ceva. Pe cine aflu la berărie? Pe madame Sevastița Stănescu, cu dandistul dumneaei, locotenentul. Mă așez pe trotuar la o masă alături de tânăra pereche. Cum mă vede, grațioasa damă mă recunoaște și, întorcându-se către dandist, lache, uite, dumnealui este domnul din tren. Pe urmă, către mine cu multă afabilitate. Recomand pe frate meu, locotenent Pandele Vasilescu. Mersi, domnule, că ai ținut așa de bună companie soră-mii, îmi zice locotenentul. Nu luați loc cu noi? Mă rog. Zău, zice cucoana. Dacă nu era domnul așa de amabil ca să conversăm, ce mă făceam eu atâtea ceasuri de urât? Ce dobitocie! Închipuiește-ți, lache, la caracterul meu! 3 ceasuri! Firarei dracului!